Bun găsit! Sunt profesor Mândiță Baias și continuăm seria de materiale care sunt necesare pentru a construi un proiect de dezvoltare instituțională. Ne referim astăzi la misiunea și viziunea școlii. Cine și cum elaborează PDI-ul? Directorul instituției poate implica în acest proces Consiliul de Administrație, cadre didactice, elevi, părinți, agenți economici. Se recrutează cel puțin 5-6 persoane care dau dovadă de gândire independentă, de capacitatea de a lucra în echipă, de a accepta și integra într-un document opinii diverse, care sunt comunicative și capabile să lucreze în echipă. Din acest grup pot face parte membrii ai echipei manageriale, cadre didactice, elevi. Se organizează mai multe activități cu profesorii, cu elevii, cu partenerii, sunt antrenați membrii echipei de elaborare a PDI-ului, se colectează opiniile tuturor despre starea actuală a instituției și despre viitorul ei. Misiunea școlii ne ajută să le explicăm beneficiarilor, partenerilor și angajaților scopurile instituției. În baza ei, personalul, elevii, părinții, agenții economici pot decide dacă oferta instituției și modul de realizare a acesteia corespund scopurilor educaționale declarate. Lectura atentă a misiunii ne permite să găsim răspunsuri la următoarele întrebări. Care sunt nevoile societății abordate de noi? Se definește scopul instituției. Ce facem pentru a satisface aceste nevoi? Se definește activitatea școlii. Ce principii sau convingeri ghidează munca noastră? Se definesc valorile care stau la baza deciziilor. Misiunea școlii corect formulată este laconică, este un paragraf care poate fi citit dintr-o resuflare. Este memorabilă, are elemente și cuvinte specifice asociate cu instituția dată. Este inspiratoare, impulsionează echipa managerială și cadrele didactice spre acțiune. O misiune a școlii formulată greșit nu poate fi considerată reușită dacă este expusă într-un limbaj sofisticat, este prea generală, îngreunează tragerea unor concluzii despre specificul școlii, poate fi atribuită altor instituții de educație. Este voluminoasă, se citește greu, nu dintr-o răsuflare. Și acum câteva exemple de formulări ale misiunii unor instituții de educație. Vă citesc doar una. Școala noastră va avea ușile deschise pentru toți cei care au nevoie de educație, pentru a asigura apropierea dintre oameni, cunoașterea și acceptarea reciprocă în vederea unei conviețuiri armonioase. Trecem acum la viziunea școlii. Viziunea expusă într-un enunț sau mai multe îi familiarizează pe angajați, elevi, parteneri cu scopurile majore de viitor. Această componentă a PDI-ului descrie clar și concis finalitățile spre care tinde instituția în următorii 3-5 ani. Este tabloul viitorului reprezentat prin cuvinte. Descrierea poate și trebuie să servească drept sursă de inspirație pentru toți actorii implicați. Descrierea visului instituției se adresează atât rațiunii, cât și emoțiilor oamenilor. Viziunea ajută la înțelegerea schimbărilor care vor fi produse în perioada de realizare a PDI-ului. O viziune bine formulată are următoarele caracteristici. Oferă o perspectivă pe termen lung. Este o descriere concretă și specifică care permite constatarea faptului că este realizabilă sau nu. Este înțeleasă de oricine. Poate fi împărtășită și de alte instituții. Viziunea școlii descrie schimbările calitative. În viziune sunt utilizați indicatori concreți, ușor observabili. Viziunea reflectă dimensiunile esențiale ale instituției. Este atractivă, este realistă, este formulată clar. Este adecvată nivelului de înțelegere al elevului, a personalului didactic și auxiliar. Viziunea nu este reușită dacă aceasta conține declarații generale
care par a fi mai degrabă intenții decât rezultate. Nu este clar în ce mod schimbările descrise influențează calitatea serviciilor și viața beneficiarilor. Nu stimulează angajații să depună un efort suplimentar. Nu precizează termenul de realizare. Este ruptă de realitate. Succes în elaborarea misiunii și viziunii instituției școlare.